O întrebare pe care am primit-o de câteva ori în rubrica de comentarii de la oameni care au întâmpinat această problemă, și anume să folosim lichid de frână DOT4 peste DOT3 peste DOT2 peste DOT5.1 dacă le putem amesteca și ce înseamnă. Înainte de a trece la videoul propriu-zis, aș vrea să fac o mică mențiune pentru unul din abonații de pe Patreon. Puteți să aruncați un ochi la acest joculeț care este disponibil pe Android și pe iOS. Este gratuit și are legătură directă cu mașinile. Lichidul de frână DOT4 este pe bază de glicol. Lichidele de frână DOT2, DOT3, DOT4 și DOT5.1 sunt și ele pe bază de glicol, adică practic toate cele numerate. Și sunt miscibile, adică se pot combina fără probleme, nu se creează reacții adverse. Am văzut de multe ori că mă întreba lumea, când explicam eu despre lichidul DOT51, dacă poți folosi DOT51 atunci când producătorul îți recomandă DOT3 sau DOT4. Am mai văzut în serviciu oameni care veneau să întrebe: bună ziua, aveți DOT3? Nu, avem doar DOT4. Atunci eu unde mă duc să caut DOT3 pentru că producătorul mie îmi recomandă DOT3? În realitate, DOT2 și DOT3, din câte știu, nu prea se mai fabrică, poate prin alte state, poate prin Statele Unite, chiar nu știu. Ideea este că DOT2 este inferior DOT3, DOT3 este inferior DOT4, DOT4 este inferior DOT5.1. Este practic altă aditivare, altă sintetizare, e alt produs, chiar dacă este pe bază de glicol, la fel cum este și uleiul, ai un ulei de bază cu niște aditivi. Practic, contează foarte mult calitatea uleiului de bază. Probabil că același lucru se aplică și la lichide de frână. Încă nu am intrat foarte mult în detalii despre lichidele de frână, dar în orice caz el este pe bază de glicol. Mai este un tip de lichid de frână și anume cel pentru uz militar și anume DOT 5.0 pentru autovehicule speciale și să nu se combine sub nicio formă niciodată un DOT 5 cu DOT 5.1 sau DOT 4 sau DOT 3. Din fericire pentru noi, nu se găsește în magazinele de piese auto pentru că noi nu avem autovehicule militare pe stradă. Dacă s-ar folosi, s-ar crea o reacție foarte urâtă chimică și s-ar distruge întregul sistem de frânare, conducte, pompă, absolut tot. E făcut complet diferit sistemul. Lichidul de frână pe bază de silicon practic nu trebuie schimbat niciodată, el nu absoarbe apă și de asta a fost pus pe autoturismele sau autovehiculele, autospecialele militare. Deci, practic, orice lichid de frână găsești în comerț, ca să excludem DOT 5.0, și mai este un lichid de frână LHV mineral, care din câte știu e folosit de Citroën sau era folosit de câteva autoturisme din gama Citroën, poate chiar și alte autoturisme. Exceptând LHV-ul și DOT 5-ul, simplu, DOT 5.0, nu DOT 5.1, toate celelalte lichide de frână pot fi amestecate. Deci dacă ai DOT 3 în mașină, te duci pe undeva, ai rămas fără lichid sau vrei să bagi DOT 4 peste, poți să o faci fără probleme. Dacă ai DOT 4 și n-ai la îndemână decât un DOT 3 și trebuie să schimbi lichidul urgent, poți să pui un DOT 3. De fapt, mai bine pui un DOT 3 nou decât să folosești un DOT 4 care a absorbit multă apă. Lichidul de frână are două puncte de fierbere, o să pun și eu niște date cu lichidele de frână, cu diferențele între ele. Lichidul de frână are două puncte de fierbere, umed și uscat. Uscat, adică fără apă, practic când lichidul este nou, aici avem punct de fierbere uscat. Este absolut nou, nu are niciun pic de apă în componență. Când este punct de fierbere umed, este atunci când are cel puțin 4% apă, deci practic este uzat, este degradat. Și atunci, spre exemplu, la ăsta, boiling point, așa, 260 de grade Celsius când e nou și 165 de grade când este cu apă în el. Deci e diferență de 95 de grade Celsius între cele două puncte de fierbere. De asta trebuie lichidul schimbat. Și trebuie schimbat la fiecare 2 ani, chiar 3 ani, depinde unde a fost ținută mașina, pe unde a fost condusă, dacă a fost expusă la condens, dacă a absorbit apă. Lichidul de frână se măsoară cu un tester special și trebuie schimbat periodic. Un astfel de lichid de frână DOT 4 de la Ravenol, de exemplu, costă 48 de lei la un litru.
și 30 de lei la 0,5 litri. Ce am eu în mână este un lichid de frână la 0,5 litri. Apropo, l-am schimbat și eu chiar astăzi la Subaru. Și se simte ok. Mi-ar fi plăcut să-mi pun DOT 5.1, dar nu există stoc în România. Este superior față de DOT 4 la temperatură, la rezistența la temperatură. Diferența între DOT 5.1, sunt sigur că o să mă întrebați dacă aveți o mașină obișnuită, dacă merită să vă puneți DOT 5.1. Diferența de preț între DOT 5.1 și DOT 4 mie mi se pare nesemnificativă, e vorba de 20-30 de lei și schimb la 2-3 ani. Deci chiar e foarte puțin ca preț, ca diferență, dar nu prea se găsește în stoc. Sunt puține mărci care vând DOT 5.1 și practic vei simți diferență doar atunci când mergi foarte agresiv sau când mergi pe transfăgărășan sau când vei supraîncălzi sistemul de frânare, tierele, discurile, plăcuțele. În rest, nu vei simți. Dacă vă place tricoul ăsta, îl veți găsi pe 99vehicles.ro, costă 69 de lei și am mărimi disponibile S, M și L. Mărimea pe care eu o am pe mine este M. Am pus o poză pe Instagram, acolo aveam mărimea S și mi-era cam mic, era cam mulat pe mine. În ăsta stau foarte lejer. Eu am 1,81 m înălțime și 70 de kg, îmi vine bine mărimea M, ca idee. Dacă aveți alte întrebări despre lichidul de frână, puteți să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.